Bine ați revenit să ne gândim. Într-o pungă de pânză se găsesc 100 de bile, o pânză opacă, nu vedem bilele din interior. Și împreună cu un prieten vă hotărâți să jucați următorul joc. Veți scoate pe rând bile din pungă, iar cel care scoate ultima bilă câștigă. Iar regula este că fiecare, când îi vine rândul, trebuie să scoată cel puțin o bilă și cel mult 5. Deci puteți scoate una, două, trei, patru sau cinci, dar obligatoriu este să scoateți măcar una. Și acum trageți la sorți ca să vedeți cine începe jocul. Presupunând că vrei să câștigi acest joc, răspunde la două întrebări. Prima, ai vrea să începi sau ai vrea să înceapă prietenul tău? Și a doua, dacă tragerea la sorți arată că tu trebuie să începi, câte bile vei extrage din pungă? Ca să găsim răspunsurile la întrebările noastre, să presupunem pentru început că în pungă sunt mai puține bile. Este evident că pentru număr de bile de până la 5, câștigă cel care începe, deoarece are dreptul să scoată oricâte bile, de la 1 până la 5, așa că le scoate pe toate și a câștigat. Dar dacă sunt 6 bile, atunci cel care începe pierde oricâte bile scoate, pentru că el este obligat să scoată măcar o bilă, caz în care vor rămâne 5 și celălalt câștigă. Ce rezultă de aici? Că trebuie să facem în așa fel încât în final, când extrage concurentul nostru pentru ultima dată, să-i rămână 6 bile în pungă. Dar cum putem face asta? Păi dacă înainte de asta erau 7, extragem una, dacă erau 8, extragem 2 și așa mai departe, dar nu putem extrage mai mult de 5. Și asta înseamnă că dacă vrem să ducem concurentul la 6 bile, la ultima lui extragere, la penultima noastră extragere, trebuie să fie în pungă între 7 și 11 bile. Dar ca să se întâmple acest lucru, la penultima extragere a concurentului în pungă trebuie să fie 12 bile. Și în acest caz, oricâte bile va extrage el, în pungă vor rămâne între 7 și 11 bile, adică așa cum ne convine nouă, și putem extrage atâtea câte trebuie ca să rămână 6. Să ducem raționamentul mai departe, aveți răbdare, mai facem un singur pas. Veți vedea că nu e nevoie să mergem până la 100. Ca să rămână 12 bile la penultima extragere a concurentului, trebuie ca atunci când extragem noi, înaintea lui, în pungă, să fie între 13 și 17 bile. Dar pentru asta, la extragerea anterioară a concurentului, în pungă trebuie să fie 18 bile. Ați observat ceva? Putem acum generaliza. Concurentul pierde dacă la ultima lui extragere în pungă sunt 6 bile. Ca să-l putem aduce în această situație, la penultima lui extragere în pungă trebuie să fie 12 bile. Dar ca să-l aducem la această situație, la extragerea lui anterioară, în pungă trebuie să fie 18 bile. Acum ați observat? 12 și 18 și nu 18, cum e din păcate la modă, sunt multipli de 6. Așa că regula este următoarea. Dacă vrem să câștigăm, trebuie ca de câte ori extrage concurentul, numărul bilelor din pungă să fie un multiplu de 6. Și în acest fel, orice număr de bile extrage el, putem extrage exact atâtea câte trebuie ca să aducem din nou numărul de bile la un multiplu de 6 pentru când îi vine rândul concurentului, până când ajungem la 6 bile la ultima lui extragere și am câștigat. Concluzia, presupunând că amândoi concurenții au făcut acest raționament, amândoi știu că pierde cel care ajunge primul să extragă bile când numărul lor este un multiplu de 6. În final, putem să răspundem la cele două întrebări. Prima întrebare, vrem să începem sau nu? Dacă numărul de bile din pungă este un multiplu de 6, ca să fim siguri de victorie, trebuie să înceapă celălalt. Dar dacă numărul de bile din pungă nu este un multiplu de 6, atunci trebuie să începem noi. Și în cazul nostru, 100 nefiind un multiplu de 6, trebuie să începem noi. A doua întrebare, câte bile extragem? Trebuie să extragem 4 bile și în acest caz concurentul trebuie să extragă din 96 de bile, iar 96 este un multiplu de 6.
Și în următoarele extrageri, trebuie să-l facem să extragă din 90, 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12 și ajungem în final la 6 bile, la ultima lui extragere. Din păcate, am primit un singur răspuns corect, ca de obicei de la domnul Dumitru Antonie și ca de obicei dedus prin raționamente aritmetice și logice. Dar, de fapt, poate că mai avem un răspuns corect, asta dacă răspunsul lui Horia Cloșca Crișan, și anume 6 cai frumoși, nu este cumva codificat și se referă la multipli de 6. Să trecem acum la întrebarea de azi. În anul 1968 a avut loc primul zbor cosmic cu echipaj uman în care vehiculul spațial a scăpat de câmpul gravitațional al Pământului, rotindu-se în jurul Lunii. Este vorba despre misiunea Apollo 8. Pentru aproximativ 20 de ore, vehiculul spațial a devenit satelit artificial al Lunii și s-a rotit în jurul acesteia de 10 ori. Cu această ocazie a fost făcută o fotografie care a rămas celebră în istoria misiunilor cosmice, este cea pe care o vedeți, și care a primit numele de răsărit de pământ pe lună. Și a primit acest nume pentru că în timpul rotației în jurul lunii, cosmonauții au putut vedea această splendidă imagine a pământului apărând din spatele lunii. Deoarece misiunea a fost televizată, cei de pe Pământ au putut vedea și ei cât de frumoasă este planeta noastră în comparație cu aspectul arid al suprafeței Lunii. Și pentru că misiunea s-a desfășurat în perioada Crăciunului, au fost realizate milioane de felicitări de Crăciun cu această fotografie răsărit de Pământ pe Lună. 7 luni mai târziu a fost lansată misiunea Apollo 11 și primii oameni au pus piciorul pe Lună. Și cu această ocazie au fost realizate foarte multe fotografii, printre care și cea pe care o vedeți, care, deși seamănă cu cea realizată de cei din misiunea Apollo 8, este de data asta luată chiar de pe solul lunar, de pe suprafața lunii. Asemănarea celor două fotografii i-a făcut pe jurnaliști să numească și această fotografie luată de pe suprafața lunii, răsărit de pământ pe lună. Numai că, pentru această fotografie, realizată de misiunea Apollo 11, numele nu mai este potrivit. Știți de ce? Aștept răspunsurile și explicațiile voastre, ca de obicei. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!